mai ondulată. Felicitări, pentru că așa încep întotdeauna cu toți cei care au participat pe la Asia Express sau America Express. În primul rând pentru curaj. La voi felicitări de două ori că ați avut curajul să vă duceți cuplu, familie. Este... Am încercat să nu cât am putut de mult, dar n-a mers. E vina ei, pentru că ea își dorea foarte mult, nu? Eu nu mi-am dat seama că ea își dorește și păi am întrebat-o ultima. Și no, că mai mult nici nu mă gândeam cum să zic că își dorea din primul sezon, nu? Da, și exact, am uitat eu, el nu știa de el prima oară. Exact cum ai bănuit și tu, asta a fost și frica mea, că la un moment dat, adică cu siguranță că a dus certurile de acasă, le aduci în sau la televizor. Sau nu, cine știe ce, scos din tine fără să știi că ești capabil. Nu, că nu ne certăm acasă așa. Pe asta zic, că poate acasă nu te cer, dar în situații de stres. Da, mă rog, asta este, până la urmă, na, nu îi facem pe plac, Doamne. Da, dacă, nu, adică trebuie să fii cu cineva care ai încredere, să așa ai... E. Așa. Stai atâta timp împreună și e dificil dacă mergi cu cineva care nu poți să te înțelegi. A contat mai mult treaba asta decât riscul de a vă certa, da, Doamne ferește. Până la urmă, cine nu... mai ales familie care sunt mult timp împreună, cred că fac asta des. Trec prin multe, da. Așa, așa este. Există stres și în viața normală, mai ales când ai trei copii, când trebuie să te ocupi de creșterea lor. Sunt situații stresante. Da. Dar acolo mă gândesc că e cu totul altceva. Cum ați simțit-o voi? În primul rând, ceea ce se vede la televizor este o frântură e din mult ceea prea puțin, ce făceai da. Tu. Ca să înțeleagă lumea, o zi de filmare avea cam undeva la 12, câteodată 20 de ore. Tu... ești arătat când iei mașina, intri în ea și la revedere. Normal, nu există timp să te echipezi. Asta ne spunea Andreea Bolanda, poate înainte să iei mașina, ai stat două ore pe marginea drumului. Da, dar două, trei ore, plus drumul. Erau 4-5 oameni care te refuzau. La cazare nu mai zic că ajungeai atât de obosit încât de multe ori oamenii nu vreau să te iau, să te primească în casă, că aveai o față de aia căzută, așa. Nici tu nu mai aveai chef să vorbești cu ei. Da. Și tu transmiți chestia asta la un moment dat. Plus că refuzurile sunt cele mai nașpa, adică... Când ești obosit, da? Ca în orice situație în viață, nu? Când ești refuzat e nasol, când îți dorești ceva cu adevărat și ești refuzat e nasol. Dar nu ajută faptul că voi nu erați o echipă de doi băieți, să zicem, care să sperie cumva o gazdă. O aveai pe Melinda, era cumva o situație care să nu genereze pericol pentru cei care vă primeau. Chiar dacă aveți, oamenii erau foarte de treabă, știi, foarte da? De treabă, în primul rând, foarte credincioși, majoritatea. Și vreau să te ajute. Problema cea mai mare era că nu aveau cum. Adică pur și simplu nu aveau spațiu. Asta a fost cea mai mare problemă. Și ca de obicei, aia care aveau bani nu se răspundeau la ușă. Adică, ca eu, și la noi. Păi, atenție, atenție, eu înțeleg. Erau foarte vizați. Au adică, ce pierde, exact. Se făceau multe răpiri acolo, că le era teamă. Pentru asta că... zic, au ce pierde. Când n-ai ce pierde, primești. Da, da. Și atunci trebuia să găsești pe unul care să... Da, mulți îți dădeau patul copilului sau să duceau în altă cameră. Da, înțeleg că niște situații absolut... Astea au fost momentele care m-au făcut pe mine să merg mai departe când am văzut atât de multă bunătate din partea oamenilor. Și cumva mi-am făcut și mie autocritica, mă gândeam, bă, dacă mi-ar apărea aia și de mine la ușă, nu știu dacă le-aș deschide. Corect. Da, corect. Doamne, ferește, corect. Da. Corect. M-a uimit, că m-a uimit sufletul lor mare. Chiar îți dădeau din sărăcia lor absolut orice. Și na, nu m-am mai simțit chiar așa prost. Mie s-a părut primul sezon în care au fost strategii foarte bine puse la punct, că Andreea Bălan a avut strategia ei cu echipele, voi, te-am văzut pe tine cum te-ai dus direct pe Facebook-ul lor, pe telefonul lor. Uitați-vă pe Facebook să vedeți că nu sunt un vagabond, vin din România. E fire, cred că e prima reacție. Încercam chestia asta, să le arăt că eu cânt, că na, că nu... Că nu vreau să îi răpesc să fac vreo manevră. Da. Problema cea mai mare este că ei n-aveau net. Nu că n-aveau net în toată țara. Adică atunci am văzut avantajul pe care l-are România cu internetul. Deci, nu era vorba de bani, n-aveau rețea. Da. Și oamenii care chiar aveau bani, nu știu, să nu te gândești că își deschidea vreunul Waze-ul să se uită pe... Nu, sau să se uită pe YouTube ca noi. Și încurcau. Deci n-avea... Degeaba încercam eu să le arăt o poză până să oprea telefonul. Da. Internet nu prea aveți, mâncare... Sunteți în America Express și voi. Sunt foarte multe țări din Europa care nu au netul nostru. Noi aici suntem privilegiați cu netul. Da, da. Felul în care merge netul.
Acum, cum a fost pentru tine? A fost dorința ta cea mai mare să fii acolo? A fost o experiență unică și cumva a fost și greu la început. Până prin etapa a treia așa a fost că mult mai greu. Aveai și presiunea că el a venit pentru tine sau de gura ta? Nu, sau... nu a fost asta. Chiar... Nu i-ai reproșat nimic niciodată de genul ăsta. Ce să-i reproșez? Bă, uite până ce trecem, că am venit doar să-ți fac ție pe plac. Nu, eu nu am zis ca să-i fac ei pe plac. Nu așa pune discuția. Am înțeles. A fost discuții cu cine să mergem și știam că e și o zonă periculoasă și că e și efort mare și nu spui... Mă gândesc că așa... În același coș, adică măcar ea să rămână nevătămată, nu, dacă eu pățesc ceva. Problema cea mai mare era cu cine las copii. Asta zic, asta e problema, asta mă pregăteam să zic, cum a fost și Nelu, spunea că plângea în fiecare seară de durul copilului. Sau cât are Nelu? Doi copii. Și la voi, să plece ambii părinți de acasă, greuți? Greu, dar s-au descurcat. Nu știu, cred că au fost cam veseli. Da. Când am venit, parcă erau un pic triști. De ce n-a stat, mă? Da, păi dai seama, singura acasă, sfârșit. S-au descurcat bine și bunicii au stat. Cel mai mare cât are? 12, cel mai mare are 12. Dai seama că bunicii le-au suflat în coarne. Mulți înainte, da. Le-au făcut toate poftele. Ai zis că bunicii au suflat și ai început, nu știam unde te duci. În coarne, okay, da, bine, cu gâți, da, i-au alintat, i-au răsfățat. Da. Să nu simtă lipsa. Se uită acum, se uită la experiențele voastre de acolo, nu? Se uită, da, se uită și, sigur. Că asta a fost unul dintre motive pentru care m-am dus la emisiune, ca să fiu văzut și în altă lumină, pentru că... Păi da, și sincer, ai reușit. Adică, nesperat de bine ai reușit. Nu știu dacă asta ți-ai propus. Convins că n-ai jucat un rol acolo, că tu așa ești de fapt, dar lumea te asocia cu băiatul. Îți dai seama, în 20 de ore de filmare pe zi, poți să ai o mască, oricât de actor bun ești, la un moment dat sari din rol și ți închipui cine montează pe ala, o să-l pună, nu pe ce ai jucat tu. Așa că era pierdere de timp. Și oricum e pierdere de timp să joci un rol. Da. Unii încearcă, mai ales în lumea muzicală, să mai întâmplă chestia asta, știți? Sunt unii care sunt foarte diferiți. Aici la noi... Ce zic fanii, mai ales fanii voștri? De fapt, fanii oricărui gen sunt foarte atașați de felul de a fi al artistului din genul respectiv. Ori voi... Am ajuns să cred acum că dacă înainte lumea era interesată de melodiile tale, acum e mai interesată de pauzele dintre melodii. Da, exact. Pe vremurile astea, da. Pe vremurile astea era lumea vrea să asculte albumul, acum e mai interesată de pauzele dintre. au reacții de genul, mamă, ești prea familist, noi credeam că e mai golan, mai bagabon, mai haladit, cum zic ei, nu știu. Sunt cum sunt, adică mie nu mi-e rușine cu ce sunt. Dar bagabonții adevărați sunt tot timpul familiști, nu știu cum s-a creat. Da, chiar. Până la urmă, principiile astea le-am avut mereu și în cartier și cu oamenii care am umblat. Nici nu poți să mulțumești pe toată lumea. Cine încearcă să mulțumească pe toată lumea, nu mulțumește pe nimeni și mai ales pe el. Așa că... Dar nu știu, e o replică în, nu mai știu, ori în Scarface, nu, Al Pacino spunea la un moment dat, cred că Nașul, spunea niciodată să nu pui pe altcineva mai presus decât familia ta. Da, bine, la mafios, familia era întotdeauna. Care a fost momentul cel mai greu? Încerc de la toți concurenții să aflu dacă a existat și la toți a existat momentul în care să spui gata, bă, nu mai merg mai departe, vreau acasă. Cum zicea Bord, dacă pentru el a fost prima zi. Prima zi a fost. Da. Și la mine tot prima zi a fost. Nu, în prima zi am fost pur și simplu, nu înțelegeam ce se întâmplă. Lăsam lucrurile să se întâmple, dar nu. Eu tot aveam impresia că la un moment dat zic, bă, ăștia o să oprească și o să mă oprim undeva, să merge, să dormim. S-a terminat cu filmul. Adică zic, gata, s-a filmat, și zic, ăștia tot o țineau. S-a făcuse 8, s-a făcuse 10, 11, zic, bă, ăștia chiar ăștia sunt serios. Dar abia până la 11 noapte mi-am dat eu seama și zic, mă, ăștia chiar mă lasă pe stradă aici, fii atent. Că zic, bă, gata. Când meu ca la un videoclip, zic, au destul material, cum am pus să mă gazeze, mă avem, cum zic ei, gata, avem marfă, gata. Dar i-am și zis de câteva ori, băi, ar fi mai destul, hai să, zice, nu ne înțeles, trebuie să iei cazare acum. Deci prima zi a fost cea mai grea. Pentru mine a fost atunci. Eu cred că și pe la mijloc. Și pe la mijloc. După vreo 3-4 săptămâni, așa... Acum să nu spunem nici cât... Fac o glumă, după ce am slăbit, am început să... Da. Placă, a slăbit, înțeleg, hai să nu încurc. Tu 8 kg și... Dragul 10. Dragul 10. Da. Bă, da, mult. Dar a fost bine.
Dar nu prea mâncați. Am aflat prea mâncați. Înțeleg că vă cheltuiați dolarul ăla odată la 3 zile. Da, atunci îl cheltuiam pe bere. Bere. Bere e aliment. Păi da, m-am gândit că e și băutură și aliment. Era 2 în 1, știi de ce să dai bani. Da, e adevărat că de la un moment dat nu mai simți foame? Nu mai simți, da, când ai adrenalină, așa și știi că da. Vrei să te duci, uiți cumva. Plus că ei au multe fructe de-astea pun copaci și mâncam mango așa după... Da, da, uite, Andreea Bălan spunea că întotdeauna făceau rost de mâncare. Le ziceau pe față oamenii, bine, măi, e foame. Noi am cerut mâncare târziu, rău de tot, după multe săptămâni. Și mie mi-ar fi mă rușine. Cum să iei ultimul ou lui din casă? După am început să cer, dar în Mexic nu am cerut deloc, odată că am fost sigură că nu o să fie bună. Mâncarea nu ne plăcea, nici mirosul și atunci decât să refuzăm să fie urât. Nu, mai mâncam când ne ofereau oamenii dimineața înainte. Asta, da. Mai ne ofereau... Dar de ce te-ai speriat rău acolo? M-am speriat când am stat acasă, doamna, cu copiii mici, cu mulți copii. Atunci când a început să povestească cum i-a tranșat pe vecinii și i-a lăsat în pungi în fața. Mai. Erau vecinii lor. Da. Vecinii lor nu foarte buni. Da, și zice, dar stați liniștiți că ăștia au treabă doar în trei, n-au treabă și cu voi. N-au dar nu ieșea nimeni. N-au treabă cu turiștii, da. Era poarta închisă și nu ieșeau. Deci nu ieșeau nici la poartă, așa cum se întâmplă la noi. Stăteau doar acolo, închiși. Închipeți o stradă care e plină de copii să joacă, cum nu știu cum e la noi, cu stradă, astea cu case și la ora 10 pustiu. Era un tip, a venit dimineața. Avea o mașină de asta mare, știi? Și zice, uite, vecinul se duce să-și parcheze mașina. Zice, păi unde se duce? Nu și-o lasă în fața casei? Zice, nu, că-i fură bateria. Zice, o duce la un... Și săracul om să duce o ascundea pe nu știu unde ca să nu-i fură bateria. Zic. Da, aproape că mă simțeam ca în 90, așa, un pic, dar mai rău. Mai rău, mai ferendari. Exact, mai rău decât la noi, da. Cum v-ați raportat la celelalte echipe? Adică îi știați, în primul rând, pe toți? Aveați prietenii, aveați dușmănii? S-au creat prietenii? Eu nu sau... știam pe nimeni, eu chiar. Voi ați făcut parte din strategia Andrei Bălan? Erați în echipele care s-au aliat cu ea? Am intrat în biserică. Bă, bună idee, bună idee. Da. Foarte bună idee. Bună, da. Bine, ne-a băgat. Da, păi s-a orientat. Ne-a băgat, da, ne-a băgat și... V-a băgat cu forța. Da, a fost bună, da. Ne-a băgat cu forța, ne-am băgat cu forța. Am ajuns așa cum... La strategie foarte bună. Acum, pare rău pentru ceilalți care erau în afara cercului, dar să vă uniți 4, 3, 4, 5 echipe și să luați în vizor una aia era clar condamnată. Da, era bine. Dacă și te da gândești, și nu, da... Și da și nu, pentru că nu? Până la urmă... Cu cât aveai mai multe chestii de făcut, ajungeai, să zic, la ultima șansă, cu atât prindeai mai multă experiență. Deci ei veneau de acolo cu experiență de două ori, de trei ori mai tare ca tine. Aveau jocuri. Se descurcau din ce în ce mai bine. Aveau jocuri în picioare, cum să zice. Da, nu mai era târșe să... El luau mașini imediat, să aruncau în fața lor. Nu mai aveau nici rușine beton, asta. Beton, da. Da.